Ieri a fost ziua mea, trebuie să-ți spun, pe 19 iunie, da. Mai ales că am fost amândoi, Grația a fost plecată la o filmare, la Constanța, a avut acolo o nuntă și am fost doar noi doi, știi, la 12 noaptea. Ce frumos! Fost, da, ca băieții. Ca băieții, tată și fiu. Armin, te salutăm. Grații, ce cadou ți-a făcut? Grații, nu pot să spun ce cadou mi-a făcut, pentru că e un lucru intim, dar pot să-ți spun așa, că mi-a împlinit un vis, în sensul că mi-a făcut cadou mașina visurilor. Nu o să-i spun... Deci care-i lucrul ăsta, Andy, mai? Că ți-a făcut cadou o mașină. O mașină, mașina visurilor mele, da. Deci, Grație, practic, ți-a făcut cadou o mașină, mașina visurilor. La 50 de ani a zis că merit să conduc o astfel de mașină. Să fie n-am să-i spun, bun, Andrei! N-am să-i spun marca, pentru că nu e frumos să te lauzi. Da. Și poate mulți de acasă nu-și permit nici măcar o bicicletă și atunci ar fi urât eu să mă laud cu... Deci... Dar este ceea ce mi-am dorit o viață. Te sună lumea, uite, vrea lumea Abdul Nebunu, da. Abdul Nebunu, mă rog, ai tot felul de... Abdul Nebunu de pe litoral. Ai tot felul de prieteni care se uită acum și știu că e ziua lui Andrei Duban. Vă rog frumos toți care aveți numărul lui Andrei Duban de mână, puneți mâna pe telefon și sunați-l acum în direct. Hai să vezi ce poezie frumoasă ne-a făcut un alt prieten foarte bun. Hai că am și eu câteva surprize. Deci să sune lumea acum, dacă aveți numărul lui Andrei Duban. Este vorba despre poetul Ovidiu, dar nu ăla de la Constanța. Da. Na, ăsta, Ovidiu Ianu, este exilat în drumul taberei. Noi nu trăim pe acest pământ degeaba, nu stăm cu ochii iurea pe tavan. Uitați cum vine astăzi treaba, iar face show Măruță cu Duban. La bancuri e meseriaș, se știe, e plin de vervă și de poante. Andrei Duban e omul veselie, cu glume tari și amuzante. Cam urât să zic eu despre mine asta, dar oricum îi mulțumesc foarte mult. Bebe Ianu. Poetul Ovidiu, exact. Din drumul taberei. Frumos. Deci, oameni buni, uitați, dacă aveți mesaje, să-i spuneți la mulți ani lui Andrei Duban. Are un telefon pe masă și el așteaptă. Iar uite ce cadou. Stai până interesant. Dai cadou ăla, să nu crezi că... Nu ți-mi dau, mă, niciun cadou, eu îți povestesc doar. Stai un pic până cadou ăla, stai o secundă. Iar pică ceva pe mine, eu mă uit la... tine și vreau să-ți spun la mulți ani. Nu cred. Asta ai făcut, Grație a fost plecată la Constanța. M-a sunat pe mine și mi-a zis, mă, să vezi că ăsta îi place lui mult de tot, te rog, ocupă-te. Și ăsta e pentru tine, să-l mănânci cu Armin. Și să vă bucurați. Păi, cred că mâncăm o lună din el la cât e de mare. Și mai ales tu de când ai făcut și... micșorarea de stomac. L-arăți impecabil, așa că păi e el pentru voi. Mulțumim tare mult. Sunt copleșit, nu știu și cum să... Și stai că mai am ceva, să am o surpriză pentru tine, de fapt, o surpriză. A început să sune telefonul, nu? Da. Uite ce e asta. Desertul cu care am câștigat... Nu, că n-am câștigat eu. N-ai câștigat, da, era bine dacă era desert. E cremă de zahăr ars. Ți-aduce aminte de ceva? Nu cred așa ceva. Mamaie îmi făcea. Da? Da, bunica mea. Bunica îmi făcea... acum, drag, nu-i mai spune cremă de zahăr ars. Zice creme brûlée. Era crema de zahăr ars la copilărie. Bă, dar mă, e impresionat, termină. Laptele de pasăre, buldonești mai făcea mamaie. Dar de unde știi tu astea? Asta ți-e făcea bunica ta? Da. Și mama îți făcea... Și mama, da. Dar mamaie în principal îmi făcea. Mamaie e rețeta principală și apoi îți făcea și mama ta. Mama, mă, impresionant, ce ai? Dar de unde știi tu? Vinul, un alt lucru... Ce am, mă bâlbâi, vezi, de la emoții. Asta este cadoul făcut de tatăl meu, pe care, slavă Domnului, îl mai am. Un Pinot Noir din 1972. Anul când te-ai născut. Anul în care eu m-am născut. Uite cum, cât e de vechi, are pământul. Da, are pământ încă pe el. Și m-a impresionat foarte tare, mai ales mesajul cu care a fost însoțit acest cadou. M-a rugat să nu-l desfac acum, să cresc împreună cu el an de an și la 100 să-l desfac. Ce frumos. Ai o relație specială cu tatăl tău. Da, îți dai seama. E tata. Nu l-am cunoscut niciodată. Nu? Uite, îți fac cunoștință cu el, în particular, că el e mai timid, așa. Nu cred. N-a apărut la televizor? Nu, n-a apărut. Nu a apărut niciodată tatăl tău la televizor? Nu. E timid? Da. Mă gândesc că tu ești plin de verbă și de asta și... Da, tatăl e un om normal, nu e așa expansiv, exuberant ca mine. Ce timid? Adică n-a apărut niciodată la televizor, tu la televizor toată ziua? Nu. Și dacă ar fi acum aici? Ei, da, acestea la surprize. Ce ar fi ceva, știi cum e? Fii atent, eu să deschid ușa și să intre tatăl tău, cum ar fi? Hai mă, termină, că n-are cum. Cum ar fi? Ce ia, ai, mă? Tatăl lui Andrei Duban. Nu cred! Ce faci, mă, tată? Eu te sun să te uiți la televizor și tu. Păi a fost mai aproape aici. Nu cred așa ceva. Băi, Cătăline, îmi tremură în genunchi. Nu te așteptai la asta. Să trăiți, domnule Duban. Bine ați venit, vă rugăm frumos să luați ceva. Bine v-am găsit.
Ce faceți? Deci nu cred așa ceva. Să știi că nu e ușor de convins tatăl tău să vină. Pentru că nu a apărut la televizor, cum ai spus. Da. Și... așa este. Și ești de deci după... Nu, te stremurau, a început să stremuri mâna. Ce faci, mă, tată, mă, să poate să-mi faci... Nu m-au lăsat oamenii ăștia în pace. Să știi că nu a fost ușor să-l convingem, dar mă bucur că sunteți aici. Fiul dumneavoastră, 50 de ani. Băi, nu ești sănătos. Cum sună asta? Mamă, Cristina, ce-ți fac? N-ai spus nimic și tu, Greta? Cum vă sună când auzi? Fiu, 50 de ani. Cum să spun? Bă, nu ești sănătos. Mă uit la el și întrece prin fața ochilor toată viața. A fost crezul nostru în viață, al meu și al soției, Dumnezeu să o odihnească. Nu, tata, nu, te rog, gata. Da. Nu, că dacă mă opresc, și... dacă încep, nu mă mai opresc eu, te rog. Ne-am dedicat toată viața pentru el să fie un om adevărat. Dacă noi n-am reușit să facem, mă rog, studii și toate cele, doar așa, ceva mai modest, am zis el, să facă ce n-am reușit noi. Și cred că am reușit. Pentru că, practic, cel mai important pentru un părinte să-și vadă copilul mai așa bine decât și e. Totdeauna am fost de principiu de a lăsa să facă ce își dorește. Pentru că sigur o va face bine. Și cred eu că o face bine. Așa. Și mereu l-a susținut în tot ce a vrut. Absolut. Absolut. Uite, așa încerc eu să-l crez pe Armin. Da. Exact așa, exact ce spune tata că și-a dorit pentru mine, asta îmi doresc eu pentru el. Pentru că așa am fost crescut, iată. Am rupt cam două dacii cu drumurile pentru activitățile lui din vremea respectivă. Porecla lui era tata taxi. Da, și ne-am mutat și cu casa când colo, când colo, tot să fie mai aproape pentru tot ce avea el de făcut. Dar nu-mi pare rău. Dar unde era? Când era mic, încerca tot felul de activități de asta? Nu încerca, era căutat. Începând cu celebrele spectacole, da, unde trebuia să fii prezent că era nevoie de însoțitor. După aceea, că pionieratul cu mai departe a tot evoluat, până la filmări, pe la 12 ani eram însoțitorul fiului la diverse festivaluri la și de film toate cele. Copii. E adevărat că și pentru mine era o chestie interesantă. Vedeam, intram și eu în lumea asta a filmului, al teatrului și așa mai departe. Dar am mers cu el peste tot. Am făcut absolut tot ce era posibil, plecam de la servici, mă învoiam, făceam, dar eram când mămica, eram cu el în permanență. Ce frumos! Păi dacă nu ajuți, nu reușești. Și acum sunteți bunic? Și bunic, da. Și sunt mândru de ce am. Așa e. Mândru de ce am. Ieri l-a măsurat. Tata are un obicei, când vine pe la noi, îl măsoară pe Armin. Și avem acasă undeva, pe un perete, la bucătărie, așa. Da. De când, nu mai știu, ții minte prima măsurătoare, la câți ceva, ani? Cam la 60 și ceva de centimetri. Și ieri? Și de atunci au rămas liniile. Da. Și am zis să nu cumva să le ștergi de acolo. Nu, chiar mă gândesc la copăr cu un scoș, cu ceva, să se păstreze timp. Da. Când o fi Armin matur, să se vadă toate măsurătoarele. Ieri am constatat că a ajuns la 1,47 m de centimetri. Și nu mereu, vine să cred. Și cât, de la ultima măsurătoare, acum câte luni, cât a crescut? Acum, din septembrie, parcă, sau octombrie, 4 centimetri. Le am la zi, așa. Da. Cum era Andrei? Am văzut asta în copilărie, dar adolescent, cum era Andrei? Ce pot să spun? Era descurcăreț, în primul rând. Era devotat în tot ce făcea și făcea cu mare responsabilitate. Îi plăceau și aventurile. Ca orice tânăr. Așa, tata, zi tot. De toate felurile. Zi tot. Bineînțeles, nu trecem în extrema negativă, Doamne ferește. Știți ce vreau să vă întreb? Dar aveați o legătură mai apropiată dumneavoastră cu Andrei sau cu mama ta? Când făceai ceva, cui îi spuneai? Cui cereai ajutorul? Sincer, mamei. Da. Eu am avut un principiu, sau noi am avut un principiu ca părinți. Am, chiar nu cred că am hotărât în mod deosebit, dar în momentul când unul intra, spre exemplu, mai mult soția, îl certa sau probleme de educație sau, mă rog, toate astea, echilibrat, da, o lăsam doar pe ea, nu veneam și eu peste ea să îi mai zic și eu nu știu ce. Nu, am zis, domnule, unul face și celălalt stă cu mințel. Ăla cu mințel am fost eu.
Erați la comisarul care mergeați cu Andrei peste tot. Absolut, adică... absolut. Nu, dar nu e când să nu e bine când se duc grămadă amândoi pe copil, ci îl toacă, nu e bine. Dar dumneavoastră tot așa știți să spuneți bancuri? Aveți spiritul ăsta ca Andrei? Mai puțin, da. Mai puțin. Da. N-am, mai ales în ultimii 7 ani nu prea mai merge de bancuri. Atunci ați pierdut-o pe, da, pe soția dumneavoastră. Asta e. Am pierdut-o după 44 de ani de căsnicie. 44 de ani de căsnicie? Îți dai seama ce exemplu am avut eu în fața ochilor? Ce ne-am căsătorit și la... Am văzut tot timpul și ce... 22 de ani a venit... Andrei. Dragul nostru, da. Să-ți spun eu că au fost... tata pentru mama și mama pentru tata au fost primele iubiri. Se cunoșteau din liceu. Tata a plecat în armată, cum era atunci, după liceu. Mama l-a așteptat, s-a întors, s-au căsătorit și noaptea nunții... Noaptea nunții, am apărut eu. După un an a apărut el. După un an a apărut el. Am zis să fim părinți tine ca să crească odată cu noi. Ce frumos! E extraordinar. Pentru că ai o relație de prietenie cu el. Absolut. Altfel. Absolut. Altfel gestionezi lucrurile. Se simte, știi, deja la o vârstă ți-e mai greu să, spre exemplu, să înțelegi nepotul. Sau să te ocupi de el. E cu totul altceva. Nu? Atunci nici nu mă gândesc de seama. Mie mi se pare că nu sunteți foarte calm așa și foarte așezat și foarte răbdător. Cred că da. Nu? Apar n-am. Serios? Foarte răbdător. Să spun o chestie. Cred eu că e un... Nu l-am inventat eu. E un secret de viață. Eu am considerat așa că această instituție numită familie, ca să funcționeze, unul dintre cei doi trebuie să lase de la el. Dacă sunt două pietre tari, e scântei și s-a terminat. Iar eu am fost totdeauna cel care am lăsat de la mine. Chiar dacă aveam dreptate, nu conta. După aceea, aveam satisfacția că mi se dădea dreptate. Dar pentru un moment, așa am gândit eu, așa am trăit toată viața. Dar nu e ușor să poți să faci pasul ăsta și să renunți la ego-ul ăsta. Și de asta zic că de apreciat. Uite, eu am putut fără niciun fel de... Pe soția. Absolut. 44 Absolut. De ani. Acum am fi avut 51 împreună. Pentru că vreau să spun că noi am fost nedespărțiți de când ne-am căsătorit. Am lucrat în diverse locuri, adevărat, dar cred că din, ca să dau așa o scară, din 10 în 9 am fost și colegi de serviciu în permanență. Ce relație? Nu ne-am plictisit să plecăm împreună la serviciu, să ne întoarcem împreună la serviciu. Lucru pe care acum că tata mi-l spune și mi-l reamintește și mi-aduc aminte că așa era, mă face pe mine să înțeleg de ce eu și cu grație și la piață, dacă ne ducem, ne ducem împreună. Când în mod normal zici, păi, du-te tu și ea, nu știu ce, du-te tu și... Nu? Da, n-am venit să deci, vestesc despre mine. La fel, împreună facem absolut orice și dacă mă duc până la colț, nu știu, să lăsa... Nu vrei să mergi eu cu tine? Ba, zic, vreau, dar nu puteam, nu vreau să-ți spun, să... Na, să... Că poate n-aveai chef să ieși. Ba, nu, vin, cum să nu? Și permanent, oriunde, știi, mergem împreună. Și acum înțeleg de ce, cine mi-a insuflat chestia asta. Da, așa am trăit noi. Se moștenesc și ce frumos a trăit. Și este. Cred că e satisfacția unui părinte care zice, uite-mă, copilul meu a împlinit 50 de ani, e bine, are familia lui și... Da, pentru că și-a dorit-o tare mult. Și-a dorit. Și-a dorit o familie tare mult. Da, da. Pentru că exact cum cea el, vedea la dumneavoastră asta. Da, da. Mi-aș fi dorit și eu să-l am pe Armin la 20 de ani, dar n-aveam cum cu viața mea. El avea mă bucur că am făcut-o chiar și la 38, că am întâlnit-o pe cea care trebuia. Când era mai tânăr, ne spunea, voi sunteți fericiți, dar eu încă nu mi-am făcut lecțiile. Adică își dorea o familie, o soție, un copil și o casă. Deci voi v-ați făcut lecțiile, eu încă nu mi le-am făcut. Dar acum și le-a făcut și foarte bine. Sunt tare mândru de el. Mi-a ajutat Dumnezeu, nu, eu n-am niciun merit, pur și simplu. Și cu atât mai mare e bucuria dumneavoastră. Absolut, absolut.
Aole, ce ne-ai făcut? Eu sper că e o surpriză plăcută, Andrei, pentru că tatăl tău nu apare la televizor, dar mă bucur mult de tot că a venit și că n-aveți trac de televizor. Și eu mă mir, că sunt super degajat. Super degajat, super relaxat, de asta zic. Eu sunt mai flashcă decât el. Nu știu dacă în această profesie cum se măsoară timpul de lucru, în ore, în zile, habar n-am. Dar am multe zile în... împreună cu el la filmări, platouri, dar de regulă în spatele camerelor. E mult mai simplu acolo. Și când Andrei apare la televizor, la vreo emisiune, vă sună să vă uitați și vorbiți despre treaba asta după ce apare, da? Absolut. Păi și acum, la 3 fără 5 m-a sunat, vezi că ajung la măruță, gata. Zic, uite-te, nu i-am spus despre sticla de vin, dar nici eu nu i-am zis de sticla de vin, am zis, uite-te că o să ai o surpriză. Recunoști? I-ați făcut ca două sticlă de vin pe care are și o urare specială, să o deschid de la 100 de ani. Da, și în fiecare an să crească amândoi. Cu cât un an. Da, am avut mare noroc că am rezolvat această problemă cu sticla, că nu e chiar simplă de rezolvat. Dar datorită bunului meu prieten... Conuiancu te-a ajutat, nu? Conuiancu Cristian, da, este de la firma Prier, unde eu am lucrat cam 20... Scuze, n-am știut. Da, acolo am lucrat. Am lucrat cam 20 de ani și am rămas buni prieteni. Și doar am deschis gura și s-a rezolvat. L-am văzut pe Andrei că s-a emoționat de când a primit desertul. Și da, că asta e cea mai tare surpriză. De la tatăl tău știam. Ce la... figură! Sincer să fiu, întâi am zis de cealaltă, de lapte de pasă. Și mai mult aminte zic, nu, asta era și mai și. Asta era și de la bunica și apoi... Da, după aia a adus tradiția mai departe soția. Mi-ai muiat genunchi, ca să zic așa. Nu, nu credeam că nu se mă poate emoționa la halul ăsta. E prima dată când îl văd pe Andrei Duban, gata, mai tăcut, pentru că de da, obicei... Da, mi-a pus capac, recunosc. Foarte băbăreci și să-l dacă foarte... nici eu nu-l cunosc. Și eu nici n-am vrut să stau înainte de a intra în direct, am făcut un story postată pe pagina lui de Instagram, unde puteți să-i scrieți mesaje, Andrei Duban. Și nu vreau să mă dau un pic de gol, așa că simțeam și de asta. Nu, și ne-a impresionat foarte tare Andrei Duban data trecută când a venit și a zis că și-a schimbat stilul de viață și tot ce înseamnă, pentru că vrea să-l vadă pe Armin crescând. Ceea ce e foarte bine. Mi-a rămas aia în cap, știi? Când ai zis data trecută, a fost așa ca o lovitură. Să fi văzut ieri ce frumos și ce bogat mă simțeam să-l am pe de o parte, pe dreapta, pe tata și pe stânga, pe Armin, știi? Trei generații. Da, de dată. Trei generații. M-am simțit cel mai bogat și... mai ales când a venit seara și grații, am simțit cu adevărat că e ziua mea. Adică a fost cel mai frumos lucru, să-l văd și pe tata, să iau aproape pe cei dragi. Da, da. Cel mai important lucru, de departe, cel mai valoros. Ce mașini, ce aur, ce vile, nu este sentiment mai mare de bogăție decât să-ți vezi și tatăl și copilul lângă tine și soția. Aici sunt niște imagini, Andrei. De ieri! De ieri, exact asta zic. Unde ai avut parte de ceva... Da, prietenii surprize. Apropiați, vecinii și prietenii apropiați de suflet. Știți ce? O să facem altfel. Acum o să vă întreb pe dumneavoastră, dacă tot nu apăreți la televizor, care e bancul dumneavoastră preferat și pe care puteți să-l spuneți la televizor? Adică să nu mai spune Andrei Duban, mai spune tata lui Andrei Duban. Ce tare! Adică m-ai luat prin surprindere și mi-e tare greu, sincer. Un banc, nu știu, care vă place nașa să-l spuneți atunci când vă întâlniți cu prieteni. Zic ăla care vrea să se însoare și să se castreze. Așa, nu, nu știu. Ca să se potrivească cu Tel Avivul de mai devreme, din emisiune. Tata lui Andrei Duban are un banc așa că pe Andrei, dacă îl întrebi la orice oră din zi și noapte, imediat te întreabă cu ce vrei. Polițiști, cu pescari, cu vânători, imediat găsește orice. Apropo de imaginile de... Sincer, nu știu. Apropo de imaginile de dinainte, ieri am primit o urare de la un director de teatru, nu știu dacă vrea să-i dau numele sau nu, domnul Gabriel Iencec, care m-a impresionat extraordinar de mult. Vreau să spun că mi-a zis așa, pe de-o parte, zice, te-am sunat din suflet să-ți spun la mulți ani, pentru că n-am niciun interes la tine și asta mă bucură. Și vreau, zice, să-ți urez, să fii înconjurat de ziua ta, nu de oameni falși, de oameni cu adevărat. Iar imaginile de mai înainte făceau împlinită urarea domnului Iencec. Cu adevărat, oameni care nu sunt falși, oameni adevărați, adevărați de valoare. Da. Vă mulțumesc mult de tot.
și facem un fel următor. Eu vă mai invit pe dumneavoastră, că ne place foarte mult. Și bună, pregătim și niște bancuri. Corect. Îi fac eu lecțiile. Mai ales că suntem și vecini aici unde filmăm noi. Da. Okay. Vă mulțumim mult. Sunteți un extraordinar și să vă trăiască băiatul. Mulțumesc, Doamne, tot băiatul, la fel la toată lumea. Tot tata e. Absolut. Mulțumim bună mult, Andrei. De ochi. Felicitări de toată inima și la mulți ani. Mulțumesc. Scrieți-l lui Andrei Duban mesaje pe Instagram, pe Facebook, căutați-l, merită din plin. Noi revenim după publicitate.